Bun găsit tuturor, sunt Alex Mihai, suntem în direct în aceste momente, unde discutăm despre o ediție specială dedicată emisiunii Asta e România, o emisiune pe care o puteți urmări în această duminică de la orele 14:30 la Canal D și unde, ca de fiecare dată, veți vedea acolo povești prezentate cât mai emoționante, dramatice, spectaculoase. Și dacă tot vorbim despre povești spectaculoase, reamintim de cazul, acel binecunoscut caz de către dumneavoastră, al celebrului om de afaceri italian care susține că ar fi înșelat cu suma de aproape 1 milion de euro de o tânără frumoasă româncă de-a noastră. Iar despre acest subiect vreau să vorbesc mai mult în detalii și pe larg cu reporterul special de la Asta e România, cu Teodora Șut, care îi spun bună, Teo, ce faci, cum ești, în primul rând. Bună, și mulțumesc. Bine ai revenit la noi. Da, bună, mulțumesc pentru invitație. Bă, vin de fiecare dată cu mare dragă aici la voi să discutăm despre ce facem noi până la urmă la Asta e România și mai ales când vorbim despre subiecte muncite foarte, foarte multe zile, săptămâni, luni. Și nu numai aici în țară, cât și în afară, pentru că știu că tu, Teo, ai fost reporterul care s-a ocupat de acest caz, adică știi, cred că toată povestea, cap-coadă, cum s-au derulat lucrurile și în începutul discuției noastre, asta aș vrea să le readucem oamenilor aminte. Cum s-au desfășurat evenimentele, care a fost firul acțiunii, cum s-au cunoscut Francesco Tiela cu Simona Mărgăian? Da, în paralel cu ancheta procurorului de caz, am încercat și noi să facem, nu doar să relatăm întâmplarea și povestea amoroasă dintre Francesco Tiela și Simona Mărgăian, ci am încercat să facem și noi ancheta noastră. Ca să facem ancheta, evident că a trebuit să ajungem și noi în Italia, am fost acolo de 2 ori, ne-am întâlnit și cu Francesco, am stat de vorbă și cu un jurnalist italian care, la fel și el în paralel, se ocupa de acest caz și am avut niște informații și am mers și noi să verificăm anumite informații care ajunseseră la noi. Ce pot să spun despre subiectul acesta? Cu siguranță știe toată lumea, pentru că știu că toți românii au stat atenți la televizor în perioada aceea. Doamnelor și domnilor, 8 ediții. Exact. Au fost 8 ediții în care acest caz a fost prezentat la Asta e România. Este imposibil, că, așa cum spuneai și tu, ca oamenii să nu știe, însă trebuie să le readucem aminte și cum s-au desfășurat lucrurile și să venim cu niște noutăți, pentru că da, se întâmplă multe noutăți care vin în special din partea autorităților. Exact, în acest caz. Exact. Dar cum ai spus tu, să o luăm cu începutul, exact, pentru cei care nu știu sau poate ar trebui să le reamintim. Este vorba despre un caz unic în România. Este vorba despre un italian de 73 de ani care a venit în România să o denunțe pe olteanca Simona Mărgăian că l-ar fi șantajat emoțional și că l-ar fi escrocat sentimental, astfel că el ar fi pierdut o sumă fabuloasă. Noi inițial vorbiserăm de 780.000 de euro, însă acum m-am uitat pe rechizitoriul procurorului și am văzut că acum ar fi vorba despre peste 1 milion de euro. Da, deci a crescut mult. Da, prejudiciul da, este mult mai exact, mare, de fapt. Exact. Și aceștia s-au întâlnit în 2015 într-un club de noapte din Milano. Ea ar fi muncit acolo, mă rog, a muncit acolo, pentru că și ea recunoaște, doar că aici se contrazic ei puțin în declarații. El spune că ea făcea striptease și, mă rog, era un club de noapte și că ea se dezbrăca complet. Ea spune că, de fapt, era doar imaginea clubului. Cert este că amândoi susțin că s-au întâlnit în acel club de noapte. De acolo s-ar fi înfiripat o relație de prietenie, o relație amoroasă, o relație ca noi între bunic și nepoată. Să facem o paranteză, Teo, noi spunem acum toate lucrurile care s-au relatat în presă, exact, în prezent și ceea ce au declarat cei doi. Eu personal, și care s-au văzut exact, de atâtea ori la televizor. Da, eu personal am stat de vorbă cu amândoi, așa că eu vă spun strict ce mi-au exact spus. Tu ești cea ei mai în măsură să spui cazul și povestea da, asta, pentru că știi foarte bine. Exact, pe exact, cumva. Exact. Adică nu, eu acum ce am să spun, nu spun din surse, spun exact ce mi-au spus ei pe cameră. Sunt
și imagini, uitați, în imaginile pe care le avem acum pe ecran, o vedem pe Simona, este Simona Așa Vădean. Este, da, da, aici... Cea, persoana care este acuzată, care a făcut acest da, lucru. Da, da, imaginile acestea sunt luate din 2009, în 2019 de către noi în exclusivitate. Atunci cei doi, atât Simona cât și Francesco Tiello, s-au prezentat în fața procurorului, deci au avut așa o... A fost o întrevedere. O întrevedere, da. Iar înainte de asta e încă de precizat faptul că Simona a fost reținută pentru 24 de ore. Asta încă este noutatea din partea... Deci nu, asta a fost atunci. Da. Deci asta okay. a fost atunci în 2018 la sfârșit, 2019 la început. Povestea este foarte... E destul de încălcită treaba. E, da, e destul da de... foarte încălcită, mai ales că ei se contrazic foarte mult în declarații unul pe altul. Adică în timp ce Francesco susține că au început relația în 2015, că s-au cunoscut într-un club de noapte, că într-adevăr Simona a atras atenția prin frumusețea și tinerețea ei și pentru că el se simțea singur și... Avea, într-adevăr, adică până la urmă vorbim despre un milionar în euro, el da, era da, da, milionar în euro și el a vrut așa să își trăiască a doua tinerețe, cum se spune, și a fost acaparat de frumusețea Simonei și a vrut să îi ofere totul. Până, uite, că a și reușit să-i ofere totul, nu doar inima, ci se pare că și toată banii, averea, exact, urmă, exact. A strâns. Ea, în schimb, povestește cu totul și cu totul altceva, adică spune că nu a fost o relație amoroasă între ei, că ea l-a considerat bunicul, că ei au avut o relație foarte frumoasă de prietenie, o relație așa ca între nepot, nepot și bunic. Și că aceste bunuri ar fi venit drept cumva cadou pentru exact, ea. Ea primea exact, cadouri de, și pe care le primea de bunăvoie fără a-l țili într-un fel. Sau exact, exact. A-l obliga pe, exact. Pe Francesco. Francesco, în schimb, spune că ea venea foarte des în România și în momentul în care era aici se plângea că nu știu, nu are bani să-și plătească întreținerea, că i s-au gazele sau că are o problemă gravă de sănătate, că a făcut accident și nu are bani, că are nevoie de un avocat pentru că ea este în proces cu fostul ei soț și că avocații nu se ocupă de ea dacă nu îi plătește înainte cu nu știu, sume de ordinul miilor, da, știi? Mai spunea și că părinții ei au niște probleme de exact, sănătate, inventat exact. Un felul de accidente, inclusiv știu că o sumă mare de bani, o sumă foarte mare a fost trimisă în Dubai. Exact. Acolo unde a spus că a avut un accident de mașină sau ceva exact, de genul. Exact, exact. Și e celebră exact. Deja, cred că, acea poză în care o vedem pe Simona cu acel, nu știu cum se spun. Da, la gât. Da. Chiar acum o vedem în ecran. Da, exact. Da, despre poza asta vorbim. Da, despre această fotografie, pentru că eu după ce am vorbit cu Francesco, am stat de vorbă și cu Simona și practic am luat așa fiecare declarație al lui. Ai încercat să le pui cap la cap. Exact, exact, exact. Uite, de exemplu, despre acel accident, ea spune că a fost real, că într-adevăr ea a fost în Dubai, a încercat să facă acolo niște afaceri și într-adevăr ar fi fost lovită de o mașină și din cauza aceasta a avut o problemă la nivelul gâtului și că și-a rupt unghia de la picior. Dar și... ai întrebat, uite, de exemplu, dacă ea de-a lungul anilor a inventat tot felul de, sau spune de fapt, spune că a pățit accidentul respectiv, că ați întrebat la Casa de Asigurări de Sănătate, spre exemplu? I-ați căutat cumva dosarul? Asta am văzut în rechizitoriu, în rechizitoriul procurorului și el a făcut treaba asta. Adică procurorul de caz a luat, practic, fiecare dovadă în parte pe care a depus-o Francesco și a analizat-o, a verificat-o procurorul și mă gândesc că de asta s-a ajuns până la urmă ca acest dosar să fie trimis mai departe în tribunal. Pentru că asta este noutatea.
dosarul, rechizitorul s-a încheiat, procurorul și-a terminat treaba și a dat mai departe dosarul către tribunal. Asta înseamnă că ea, practic, urmează să fie trimisă în judecată. Cât despre relația lor, așa, cum mai spuneam, e foarte complicat și de asta vreau să vă uitați la emisiune, pentru că noi am încercat să legăm, sunt atât de multe informații cu și este atât de greu să le pui. Exact, exact. Și apropo de asta, invit și eu totodată pe oameni să urmărească, în primul și în primul rând, asta e România duminică de la orele 14:30, pentru că acolo vor vedea mult mai multe detalii și despre acest subiect. Și să ne urmărească și pe noi, Teo, știi unde? Pe wowbiz.ro, pentru că mai nou noi difuzăm live-urile și ne vedem atât pe Facebook, cât și pe site-ul wowbiz.ro și ne pot lăsa oamenii și acolo comentarii și părerile lor. Dar să nu plece nici de pe Facebook, pentru că, după cum spuneam, noi rămânem și aici. Deci ne vedem, Teo, peste tot. Exact. Și în scurt timp și pe YouTube, bineînțeles. Foarte bine. Spune-mi, ce te mai interesează? Deci eu știu tot. Tu doar trebuie să mă întrebi, poți să-ți răspund la orice întrebare. De exemplu, cred. Când ai mers tu în Italia, am înțeles că am și urmărit, de fapt, acele imagini care au fost în edițiile anterioare din cadrul Asta e România și știu că numele Simone e destul de cunoscut acolo în Italia și că nu ar fi pentru prima oară când este acuzată de asemenea fapte. Uite, în pentru trecut că știu că s-a mai avut astfel de antecedente. Da, ar fi avut, într-adevăr, dar hai să spun un lucru. Eu am întâlnit-o, am văzut-o live, față în față. Adevărul este că este o femeie frumoasă, înaltă, mai înaltă decât tine, că și tu ești înalt. Ok. Înaltă, frumoasă, pedantă, elegantă și care să știi că atrage nu atrage priviri. Exact, exact, adică exact. Și știe priviri. Să-și pună în evidență trăsăturile. Și când am mers, când am mers în orașul în care ea a locuit mulți ani cu chirie, să știi că toți românii o știau. Și îmi spuneau, păi când ieșea Simona l-a alergat pe aici, făceau șoferi accident. Exact. Deci toată lumea o știa, toată lumea o admira pentru frumusețea ei, pentru cum arăta ea. Într-adevăr, nu toată lumea o cunoștea personal, dar da, era cunoscută acolo în mediul lor. Ea să știi că ea recunoaște că a primit bani de la Francesco sau poate bijuterii sau că a primit. Dar ea pe asta mizează de fapt în acest proces. A zis, păi cum, dacă am avut o relație, că e vorba de o relație amoroasă, că e vorba de prietenie, de amiciție. Până la urmă, tu dacă oferi cadou iubitei tale, după ce te desparți, îi le ceri înapoi, adică ea pe asta mizează. Adică ea nu consideră că ea l-ar fi escrocat pe Francesco sau că nu consideră că i-ar fi furat bani. Adică bine, nici nu se pune problema că Francesco nu, adică recunoaște că de bunăvoie a oferit acele sume colosale de bani. Doar că Francesco, ce acuză el... Cred că probabil el acuză faptul că cumva i-a fost trădată și încrederea. În primul și încrederea, dar eu cred că de fapt problema majoră e acolo cu apartamentul. Adică el a avut un apartament cu ok, i-a oferit bani până la urmă, na. Dacă el a simțit sau ok, ea s-ar fi dat bolnavă sau cum, nu știm exact circumstanțele prin care s-au oferit acele sume de bani, până la urmă a fost decizia lui Francesco să trimite acele sume de bani. Fiecare face ce vrea el cu banii lui. Da, da. Dar acolo cu apartamentul, îți dai seama că Francesco a rămas chiar și fără apartament. Adică el, având în vedere că a avut casa lui și mi-a arătat apartamentul din exterior, pentru că nu mai deține acel apartament. Dar am stat de vorbă și cu portarul de acolo, pentru că na, e un apartament luxos, foarte, foarte mișto. Cum arăta apartamentului? Măi, în primul rând, un apartament de, așa să-ți imaginezi, undeva la peste 300 de metri pătrați, 4 camere, deci imens, 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 amenajat cu bun gust și era scump, adică valora cam până într-un milion de euro și gândește că în centrul orașului Milano. Uh-huh, uh-huh. Adică eu când am mers acolo și mi-a arătat, am zis, Doamne, dar tu chiar aici ai avut apartament și înainte unde am mers eu să filmez la el acasă, era cam...
totuși cam departe, știi, de centru. Și să-l văd așa cu bicicleta, pentru că noi am filmat cu el, el cu bicicleta merge. Chiar vreau să te întreb, da, cum se descurcă Francesco în prezent? Ce face el acum? Măi, el spune că se descurcă foarte greu și că tot m-a întrebat de acum. Noi am stat de vorbă din nou în exclusivitate cu el, l-am sunat video și din păcate am găsit așa un om parcă mai îmbătrânit. Un om parcă, nu știu, parcă era așa și, stresat, nervos. L-au schimbat și se văd atât, mai ales fizic, aceste griji pe care le-a acumulat de-a lungul acestor. Chiar dacă el mi-a spus că are răbdare și că vrea să ajungă până la urmă la final și el și speră și crede că va câștiga în ceea ce privește procesul cu Simona Mărgăian, nu știu, eu cred că nu mai are răbdare. Adică eu așa l-am simțit. Ai simțit că nu mai are răbdare. Am simțit că nu mai are răbdare, da. Pentru că dacă stăm să... Uite, dăm timpul înapoi. Prima plângere penală depusă de Francesco a fost în 2017. Exact. Gândește-te că sunt deja mai bine de 4 ani de când așteaptă un răspuns. Da, exact. Dar, și mai ales la vârsta lui, gândește că el nu are 30, 40, 50 de ani. Vorbim despre un om care are peste 70 de ani. Adică... Na, e dificil, este singur, nu are pe nimeni. Dar cum trăiești acum? Adică... Muncește. Muncește? Muncește. Unde locuiește în prezent? Păi, el locuiește acum într-un apartament modest. Bine, dacă noi ne uităm la imagini, noi zicem, da, ok, e un apartament drăguț, dar raportat la cum trăia el, pentru că eu și asta vreau să scot în evidență și nu vreau să-i plâng de milă, Doamne ferește, că nu, încerc să fiu cât... Nu e cazul, adică asta cum am spus, exact, oricum, exact imaginile, ce s-a văzut pe imagini exact, și exact pe tot imaginile vorbesc de la sine, declarațiile lor sunt declarațiile lor, nu? Exact. Așa, dar sincer, dacă comparăm imaginile surprinse din apartamentul lui luxos din mijlocul orașului Milano și apartamentul în care locuiește la acum cu chirie, scuză-mă, nu există termen de comparație până la urmă. Cred că oricine ar fi supărat să piardă așa exact, ceva. Exact, și până la urmă gândește că el este fiul unui fost jucător de fotbal de la AC Milan. Ajută-mă, ajută-mă că nu mă pricep la fotbal. Foarte bine, îți dai seama că el de mic a trăit până la urmă pe picior mare, știi? Pe picior mare, exact. Adică el nu știe ce înseamnă să îți împarți banii, că trebuie să plătești chirie, că trebuie să așa. Cel puțin el asta susține că, uite, mi-a spus chiar pe cameră, el trăiește cu 2 euro pe zi. 2 euro pe zi. 2 euro pe zi. Da, păi și pentru noi în România ne... Da. Exact. Deci... E cumplit până la urmă unde s-a ajuns și mai ales că vorbim de vieți schimbate radical. Da, în decursul a câtorva ani până exact. La urmă. Dar în ceea ce o privește pe Simona Mărgăian, cu ea ai încercat să iei legătura? Am încercat să iau legătura și de această dată, pentru că în primul rând îmi place să relatăm. Și așa este și normal din exact, corect, dar din are și dreptul la replică, pentru că exact. Trebuie să întrebăm și normal. Cealaltă parte, nu? Am încercat să stau de vorbă cu ea. Inițial mi-a spus că nu are semnal și n-am reușit să comunicăm la telefon. După care am schimbat câteva mesaje și mi-a spus în cele din urmă să îi contactez avocatul. Am vorbit cu avocatul care mi-a și oferit un interviu în exclusivitate. Și mi-a spus că până la urmă se așteptau să se ajungă aici, având în vedere că procurorul a muncit atâta timp la acest caz, dar ei pregătesc contraatacul, să exact, spunem. Exact, da. Doar că Simona, deci dacă cu noi nu a vrut să stea de vorbă, să știi că s-a autoinvitat la o televiziune locală, de acolo, de la ei din Gorj, unde a zis că deci, a vrut ea să se folosească de dreptul ei la replică, dar nu a vrut să stea de vorbă cu televiziunile naționale, s-a simțit probabil mai în siguranță acolo sau nu știu probabil, exact da. Așa.
foarte multe... Dar ai urmărit, uite, de exemplu, ai urmărit ceea ce a declarat ea la acel post de televiziune? Exact. Seamănă cu ceea ce spunea în trecut? Măi, sincer, oarecum da, dar cu toate că emisiunea a avut un jur de 50 de minute și eu am ascultat-o secundă cu secundă, n-am auzit-o foarte mult să vorbească. Adică, din ce pot să zic așa, ce a fost mai important din punctul meu de vedere, pentru că ea vorbea mai mult despre fostul soț, înțeleg că are acolo divergență și așa cu fostul soț, și mai mult vorbea despre chestia asta, cât despre Francesco spunea că recunoștea că a primit cadouri și așa, dar a zis cum că... Cum a făcut-o dintotdeauna, exact, de fapt. Exact, dar îi se pare oarecum aberant să fie trimisă în judecată pentru faptul că a primit niște cadouri. Păi, practic, noutatea asta. Acum o să te rog să spui, să spunem oamenilor și care este noutatea în ceea ce o privește pe Simona Mărgăian, pentru că, da, așa cum spuneai, ea a fost trimisă în judecată și are mai multe capete de acuzare aici, nu? Așa este, da. Deci eu am fost la parchet, am reușit să mă uit peste rechizitoriu și pot să vă spun în felul următor care este noutatea. În primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, cel mai important este faptul că înțeleg că prejudiciul a crescut enorm, adică dacă înainte a sărit, vorbeam a depășit exact, suma de 1 milion exact, de euro. Adică dacă vorbeam de 780.000 de euro până acum vorbim de suma de 1.180.000 de euro. Este acuzată de înșelăciune în formă continuă deosebit de gravă, dar și de spălare de bani. De ce de spălare de bani? Pentru că, din ce am înțeles, după ce Francesco ar fi depus plângerea pentru prima dată împotriva ei, ea din acel moment ar fi început să își înstrăineze bunuri sau să facă tranzacții. Adică ar fi transferat în contul mamei sale o sumă destul de mare de bani și mama ei cu suma aceea ar fi cumpărat un apartament în București. După care vorbim despre două autoturisme care le-ar fi achiziționat pe numele soțului actual, dar tot din bani transferați din contul ei spre contul soțului actual. Și atunci, până la urmă, așa se explică spălarea de bani. Așa au demonstrat, de fapt, exact, procurorii. Da, exact, exact. Exact. A constituit această infracțiune, da. Da. O altă noutate ar mai putea să fie faptul că dacă până acum, și iarăși sunt foarte, foarte multe informații și mă pierd deja în ele. Face, Teo, la câte ediții au fost și la câte, la cât de mult ați filmat și la cât de mult ai vorbit cu acești oameni, eu cred că se poate face lejer un film despre eu știu foarte bine povestea și de asta orice mă întrebi, am un răspuns să-ți dau, știi? Doar că e mai greu să relatez așa singură pentru că sunt foarte multe detalii, foarte multe detalii, dar noi la Asta e România am încercat să le așezăm ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba și de ce este un dosar unic în România. Pentru că, până la urmă, știi cum e? Vorbim aici și despre o anchetă, dar e o altfel de anchetă. E o anchetă, uite, presărată cu tot felul de picanterii, cu da, tot da, felul da, exact. De, știi? Pentru că, asemenea... Și de ce, Teo? Pentru că nimeni nu a obligat pe nimeni, sau cel puțin așa se susține, de faptul că ar trebui cineva să-mi transfere o sumă de bani mie sau da, lui X, lui Y. Da. Nu a obligat nimeni pe nimeni. Da. Doar că știi, e o poveste, știi vorba aia, viața bate filmul. Exact, da. E, da. Uite, păi e mai tare decât un film. Exact, chiar. Exact. Chiar și când stai să te gândești că e realitate, știi? Pentru că până la urmă, asta este gândești totuși, o relație între ea are 32 uite, de ani. Ea, de exemplu, când l-a cunoscut pe Francesco da. Acolo în clubul de noapte din Milano, ea era măritată în momentul respectiv? Da. Ea era măritată? Da, da. Francesco a știut acest exact. Lucru? Francesco, inițial a știut? Francesco mi-a spus că Simona el ar fi prezentat pe fostul soț drept fratele, pentru că purtau același nume dacă erau căsătoriți, știi? Ah. Și atunci, uite, e fratele, de fapt nu e soțul, știi?
Da, așa, asta a fost felul în care a gândit-o. Exact, și exact. Și pentru că spuneam ceva mai devreme, vorbeam de aceste capete de acuzare, da, pe care le spuneai, și astea, până la urmă, sunt noutățile care vin direct din partea anchetatorilor și asta vor urmări și oamenii la Asta e România. Spune-mi dacă știi ce pedeapsă riscă Simona pentru, da, aceste fapte. Am întrebat tot acolo la parchet și mi s-a spus că Simona Morghean, dacă va fi găsită vinovată, va putea ispăși între un an și jumătate până la 7 ani și jumătate de închisoare. E foarte posibil, da, într-adevăr, probabil că, așa cum spuneam mai devreme, că a decis să iasă public, să vorbească la acel post local, e probabil și pentru faptul că, uite, se simte cumva amenințată, probabil, de faptul că i s-au pus sechestru pe aceste bunuri, atât ei cât și familiei. Da, cu familia i-a încercat să iei legătura? Cu familia am stat de vorbă încă din 2019, pentru că mama ei era suspectă în dosar. Și atunci am mers, am căutat-o, mai ales pentru faptul că Francesco spunea că mama Simonei a fost în apartamentul lui, adică el a cunoscut-o pe mama Simonei și mama Simonei ar fi știut că există o relație amoroasă între Francesco și Simona. Dar mama ei a negat totul cu vehemență. Și noutatea din dosar, că apropo că ai pomenit despre mama noutate, ei. Dar câte noutăți, da, nu sunt până la urmă. Exact. Mama ei nu mai face parte din dosar, adică nu mai este suspectă. Am înțeles. Da, nu mai este suspectă. Dar ți-am spus, până la urmă sau figurează anumite bunuri pe numele ei și având în vedere că Simona a făcut acele tranzacții în conturile mamei ei și mama are sechestru pe bunuri. Adică atât Simona cât și mama au sechestru pe bunuri. Și acest sechestru înseamnă că dacă va fi așa găsită, da, vinovată, așa cum am precizat, există atunci posibilitatea ca și Francesco să își primească, exact, măcar o parte din averea înapoi. Exact, exact. De asta adică s-a și pus... Ce mai spuneau purtătorul de cuvânt de, da, la procurator? Da. De asta s-a și pus sechestru pe bunuri, pentru că în momentul în care, dacă se adevărește că Francesco are dreptate și va câștiga acest proces, oarecum să aibă de unde, știi, autoritățile să-l despăgubească. Gubească, știi? Exact. Da. Și până atunci ea se poate folosi de bunurile respective, că are sechestru și pe casa în care locuiește acum, se poate folosi în continuare de casă, de mașină, de teren, că are și teren intravilan, dar nu le poate vinde, știi? Și mai are și pe conturi, pe 5 conturi are sechestru. Asta. Ia în prezent unde locuiește? Locuiește acolo în Gorj? Ce, până la urmă, ce avere deține ea? Câte, deci, proprietăți deține? Pe numele ei are o casă, o vilă la Scoarța, o comună din județul Gorj. Deține un apartament în București. Deține încă un teren tot acolo în comuna Scoarța din Gorj. Mai deține un apartament la mare și un teren la mare, iar pe numele mamei există tot un apartament în București, mai este niște terenuri, 2 case în satul natal și cam atât. Și sunt 2 autoturisme, și care, autoturismele înțeleg, care sunt ale soțului. Exact, și ale soțului, dar au găsit anchetatorii și susțin că și acolo ar fi spălare de bani, adică că tot din contul Simonei ar fi plecat bani pentru un autoturism pe numele cumnatului ei. Dar înțeleg că în trecut un astfel de autoturism scump a fost cumpărat inclusiv de Francesco. Adică a fost, i-a transferat niște bani pentru a-și cumpăra un autoturism de lux. Da, asta știi cum e. De care el... susținea la vremea respectivă că ar fi avut nevoie. Da, bine, știi cum e, Francesco trimitea, dar săracul, nici el nu știa pentru ce, exact, nu mai știa nici el pentru ce. Cert e că trimitea și Simona recunoaște că primea, știi? Adică, na. Teo, în orice caz, mai multe detalii despre toată acest caz unic în România, pentru că, exact, așa cum spuneai și tu, este într-adevăr un caz unic, un caz special și
Până la urmă, anchetatorii trebuie lăsați să-și facă datoria și în scurt timp sunt sigur că vom afla care va fi deznodământul acestei povești, să vedem dacă cine are dreptate până la urmă. Noi nu putem să acuzăm pe nimeni. Meseria noastră este să relatăm, să întrebăm pe fiecare. Să întrebăm pe fiecare, exact, cine dorește să vorbească foarte bine, cine nu, asta e, îmi pare foarte rău. Noi facem acum declarațiile din tot ce s-a spus până acum. Exact, adică, și asta și la emisiune, telespectatorii vor vedea declarațiile lor, declarațiile oamenilor legii, declarațiile avocaților. Noi strict relatăm, dar merită să urmăriți emisiunea pentru că avem multe noutăți și e, cum am zis, un caz unic, un caz serios, dar în același timp cu picanterie, așa. Exact, este exact ca o poveste de viață. Exact, este un film, da. Este o telenovelă, nu știu cum să-i spun. Teo, îți mulțumesc mult și pentru că ai fost alături de mult. Am discutat despre acest subiect. Să le spun încă o dată oamenilor, de faptul că în această duminică de la orele 14:30 să fie cu ochii pe canal de pe Asta e România, acolo unde vor vedea mult mai multe detalii în legătură cu acest caz. Până atunci, vă urez o zi plăcută și nu uitați să rămâneți alături de noi atât pe site-ul obis.ro, unde vom fi live și în câteva momente cu o invitată de la Survivor România, este vorba despre faimoasa Irișa, dar să fiți alături de noi în continuare și pe pagina de Facebook, pentru că nici de acolo nu plecăm. Pe curând!